Bine v-am regăsit din nou împreună la Arena Ideilor. Vom vorbi despre poezie, vom vorbi despre personalități marcante ale literaturii mondiale de astăzi. Am vorbit într-o altă ediție a emisiunii Arena Ideilor despre Festivalul Mondial de Poezie Mihai Eminescu. Celelalte ediții s-au desfășurat doar aici, în Craiova, și cu vizite în alte orașe din România. De această dată, repet, a fost și o ediție italiană. Vom vorbi despre toate aceste lucruri frumoase și cred că vă vom apropia, eu și cu invitatul emisiunii, de Universul Poeziei, pentru că vă oferim un nou dialog cu profesorul universitar Dr. Ion Deaconescu, scriitorul și cel care promovează atât de mult această efigie a lui Mihai Eminescu și promovează poezia română în lume. Vreau să vă întreb, domnule profesor, în acest nou dialog, chiar de la început, cât de mult a simțit că Eminescu a fost îmbrățișat de italienii pe care i-ați întâlnit și scriitorii care v-au însoțit au devenit la rândul lor ambasadori ai poeziei române? Coincidența face că astăzi de Ziua Internațională a Prieteniei și poate ar trebui să spunem prietenia dintre creatori, dintre artiști, să punem în discuție un eveniment cultural de anvergură internațională care a avut loc între 1 și 6 iunie 2017 în Italia. Este vorba de cea de-a 5-a ediție a Festivalului Mondial de Poezie Mihai Eminescu, dedicat marilor poeți romantici Giacomo Leopardi și Mihai Eminescu. Este un adevărat miracol, dacă nu cumva o aventură culturală insolită, să organizezi un festival cultural, literar în Italia, pe banii organizatorilor, inima și organizatorul acestui eveniment fiind marele nostru prieten, sculptorul Vincenzo Bianchi. Festivalul a avut loc în 7 sau 8 localități, mai ales în Recanati, unde s-a născut marele poet italian Leopardi și unde se află pe zidul castelului, el fiind de origine nobilă, două efigii, două plăci cu efigiile celor doi mari poeți romantici. Sigur că ne-am întrebat, inclusiv poeții, cum a fost posibil să se întâmple o astfel de reuniune, o adevărată minune, pentru că nu este ușor să aduni aproape 100 de persoane venite din cele 4 zări ale lumii, pe spesele lor. Este vorba, în primul rând, de transportul aerian, restul, adică casa și masa, intrând în obligația organizatorilor. Aș dori să spun din capul locului că, grație marelui actor Emil Boroghina, președintele Festivalului Internațional de Teatru Shakespeare, poezia lui Eminescu s-a făcut auzită prin vocea sa în aceste localități, atât în limba română cât și în alte limbi. Emil Boroghina, recitând și din creația unui alt mare poet italian sau român, și român în egală măsură, Ovidiu, de la cărei trecere în ființă s-a împlinit anul acesta 2000 de ani. Ovidiu este considerat de criticii noștri importanți, poate cel din tâi poet român sau trac. Așadar, poezia lui Eminescu este extrem de cunoscută în Italia și s-a bucurat de stima și aprecierea tuturor participanților, oficialităților, și să nu uităm că cele mai importante evenimente au avut loc în Centrul Național de Studii Leopardiene și în Palatul Leopardi, ceea ce demonstrează faptul că poezia românească a fost dintotdeauna îngemănată cu cea italienească. Domnule profesor,
Ne-ați adus mai multe cărți, mai multe materiale pe care le-ați tipărit și organizatorii le-au oferit participanților. Cu această ocazie sunt lucruri frumoase, lucruri care vorbesc despre cultură la cel mai înalt standard. Dar vreau să vorbim despre administrație, despre această legătură. Am văzut, urmărind de la distanță acest eveniment internațional, am văzut extrem de implicat administrația locală, primarii și oficialitățile prezente aproape la toate momentele. Cum a simțit că tratează administrația din aceste localități din Italia cultura și în special poezia? Sigur că a fost o surpriză de proporții pentru toți participanții să fie întâmpinați în toate localitățile de către primarii acestor orașe cu tricolorul pe piept. De fiecare dată au avut loc scurte întâlniri în primărie cu alocuțiuni și, într-adevăr, ne-am mirat cu toții că oficialitățile locale s-au implicat în această manifestare și să nu uităm faptul că în aceste localități s-a citit poezie și mai mult decât atât, pentru prima oară, cred, în lume, s-a întâmplat un fenomen extraordinar. Fiecare poet a beneficiat de o poezie de a sa care a fost încrustată pe unul din zidurile acestor orașe. Am aici o fotografie în care se vede cum poetul Olac din Statele Unite ale Americii s-a fotografiat lângă poezia sa care va rămâne multă vreme pe zidul din orașul Fontana Lirii Superioare. Se vor face fotografii și, cu siguranță. Da, și încă ceva, extraordinar. În toate aceste orașe am văzut pe străzi, pe pereți, poezii ale poeților nu numai italieni, ci străini, nu neapărat ale poeților care au participat la acest eveniment, pentru că în fiecare săptămână se schimbă poeziile. Ceea ce mi se pare de-a dreptul impresionant, pentru că implicit are loc o educație culturală. Oamenii care trec pe aceste străzi se opresc câteva momente, citesc poezia, merg mai departe, citesc altă poezie. Iată cum poezia se transmite de la unul la celălalt și poate, de ce nu, e vorba de o civilizație artistică extraordinară. De ce nu s-ar întâmpla și la Craiova? Apropo de implicarea oficialităților, mă simt obligat și am deosebită plăcere să vă spun că actualul primar al Craiovei, inginerul Mihai Genoiu, a transmis un mesaj și o plachetă primarului din orașul Recanati. Primarul Recanatului a întors acest cadou, așa că suntem pe calea de a organiza și înfrățirea celor două orașe extraordinare, știindu-se faptul că Recanati este orașul mondial al poeziei. Am în mână antologia pe care mi-ați oferit-o înainte de a începe acest interviu. Sunt reuniți mari poeți ai lumii din, așa cum spuneați, din toate continentele, din marile culturi, dar sunt și scriitori pe care sunt convins să îi voi descoperi acum. Mi-ați vorbit despre ei. Haideți să dăm și câteva nume, cu scuzele că nu vom putem să îi amintim pe toți, poate măcar o parte din cei care au participat la ediția italiană a Festivalului Mondial de Poezie vor veni și aici în Craiova. O să încep la modul aleatoriu cu un mare poet, poate cel mai important poet al Turciei de astăzi. Este vorba de Ataol Behramoglu, cel care aproape e un caz unic, are o statuie, el fiind evident poet în viață, un mare, mare poet care în egală măsură iubește poezia românească și în special poezia lui Mihai Eminescu. Este vorba de poetul Olac din Statele Unite ale Americii, de
Vlad Braziunas din Letonia, de Juri Talvet din Estonia și pentru că am pronunțat numele lui Juri Talvet, îmi face o deosebită plăcere să vă informez că recent am primit un material care i s-a cerut de către presa din China să vorbească despre acest festival. Este aici în limba engleză și vorbește la modul extraordinar de acest festival. A fost poetul De la Grația din Brazilia, unul dintre foarte importanții poeți de limbă portugheză, dar și poeți din Spania, din Italia. Un poet extraordinar, a fost o mare surpriză să descoper un poet tânăr, dar cu o poezie deosebită, Dimitro Cistiac din Ucraina, Ismail Mahmad din Turcia, Laura Garavalia, cea care organizează Festivalul Internațional de la Como, Said Husanji, Sergei Karatov din Rusia, Jeton Kelmeri, cel mai important poet din de limbă albaneză, Anatoli Kudriavitsky din Irlanda, Raquel Lanceros din Spania, Germain Druckenbrut din Belgia și poate nu în ultimul rând Nicolae Dabija, cel mai mare poet de limbă română. Și evident ceilalți poeți. Asta arată un tablou al poeziei internaționale semnificativ și impresionant, pentru că ați vorbit de participarea și de eforturile pe care le fac acești oameni și fizic, pentru că durează câteva zile și ați fost în, spuneați, în 7 localități din Italia. Care era agenda unei zile? Haideți să vorbim de acest festival. În primul rând trebuie să subliniez faptul că în toate aceste zile noi am fost însoțiți de o echipă a televiziunii italiene care a filmat toate materialele, toate evenimentele care s-au întâmplat. De asemenea, am avut marea bucurie să descoper că multe ziare din Italia au publicat aproape zilnic materiale și informații despre acest festival. Și m-aș bucura ca și presa din Craiova să facă acest lucru. De obicei, la noi există o cutumă, se publică un articol înainte de eveniment și după aceea nimic, ecouri sau despre evenimentele. Am în față pagini întregi din ziare, din presa cotidiană din Italia, care au oferit ceea ce merită acestui festival, cu fotografia domnului Boroghină, cu fotografiile poeților și relatarea în detaliu a festivalului. Da. În fiecare zi avea loc un recital poetic, vizitam un așezământ cultural, am vizitat mai multe muzee ale lui Vincenzo Bianchi, pentru că el este singurul artist din lume care are 11 muzee personale, numai cu lucrări de sale. Plus de asta, am avut deplasări în acele localități unde poeții au avut o poezie pe zid și poetul respectiv citea poezia în limba maternă și ceilalți puteau să urmărească în limba latină, în limba italiană, pentru că era o limba italiană pe ziduri. Am vizitat Centrul Național de Studii Leopardiene, Teatrul Beniamino Gili, Strada Păcii din Recanati și alte obiective culturale și sunt ferm convins că poeții au plecat cu impresii dintre cele mai frumoase. Am văzut, așa cum spuneam, cum a reflectat și presa din Italia, dar nu doar din Italia, pentru că sunt ecourile unor astfel de manifestări, vorbeam și de promovarea poeziei lui Mihai Eminescu și a poeziei române în lume. Am văzut și literatură și artă și multe articole care se publică după astfel de evenimente. Ce credeți că trebuie să mai facem la noi aici, la viitoarele ediții ale festivalului, din acest punct de vedere al lucrurilor care rămân? Cred, după o experiență de foarte mulți ani
în organizarea și în participarea la diverse manifestări culturale naționale și internaționale, că oficialitățile, administrația locală ar trebui să se implice mult mai eficient, să dea atenție deosebită acelor activități culturale, literare, care au, se întâmplă în bănie și poate, nu poate, cred că ar trebui ca și instituțiile culturale, cum ar fi universitatea, cum ar fi revista Ramuri, Facultatea de Filologie, cât și poeții locali, să participe cu sufletul deschis la aceste manifestări, pentru că este vorba de cunoaștere, de stabilirea unor relații, a unor proiecte, pentru că nu vă ascund faptul că unul din obiectivele acestor întâlniri este faptul, se materializează în acorduri și în reciprocități editoriale de substanță. Am vorbit iarăși foarte puțin despre dumneavoastră. Sunteți un poet tradus, publicat, premiat, spun eu lucrurile acestea pentru că aveți această modestie care vă caracterizează. Mi-ați adus și de această dată câteva cărți, povestea continuă, povești cu această carte minunată pe care ați editat-o împreună cu maestru Ilie Gheorghe, căruia îi dorim sănătate și să fie împreună cu noi cât mai mult timp și să fie, să urce din nou pe scenă așa cum a făcut-o an de rândul și osândirea poetului. Dar ați primit și o distinție impresionantă. Doctor honoris causa al Academiei Internaționale de Educație și Știință din Ucraina, Institutul Științific și Cultural de Istorie. Sunt lucrurile acestea care vă marchează destinul și personal, dar și anvergura scriitoricească. Simțiți că lucrurile acestea au venit pentru dumneavoastră în acest moment în care ați reușit să înălțați foarte mult Festivalul Mondial de Poezie Mihai Eminescu și mă gândesc acum dacă poate fi și transferat asupra comunității, adică să acest festival să fie asumat la, de o anvergură mai important, chiar la nivel național. Am deosebită plăcere să vă încunoștințez că la anul Festivalul Mondial de Poezie Mihai Eminescu o să aibă loc la Istanbul și încă o ediție italienească la Como, pentru că ne-am îngemănat, ne-am înfrățit cu Festivalul Primăvara în Versuri de la Como și cu Festivalul care este extraordinar de la Istanbul. Și vor fi, de fiecare dată, vor fi glorificați, elogiați Mihai Eminescu și câte un poet din țara respectivă. Deja suntem pe punctul să concretizăm această inițiativă printr-un protocol, dar nu este suficient. Părerea mea este în continuare că trebuie să facem mult mai mult pe solul românesc, pentru că Mihai Eminescu, din vari motive, aproape de neînțeles, nu mai este promovat așa cum ar trebui. Se încearcă pe diverse căi să se acrediteze ideea că el nu mai este la modă, că ce mare lucru este să fii poet național. Și de aceea cred că ar trebui să facem eforturi substanțiale pentru ca valorile noastre, în special cele sacre, să nu mai fie puse la zid. De aceea, poate că primăria Craiovei, dar și celelalte instituții din orașul nostru să își dea mâna și să promoveze așa cum trebuie valorile noastre naționale. Poate și prin acest festival care a căpătat o notoritate cât de cât frumoasă în străinătate, dar și în țară, și nu vă ascund faptul că foarte mulți poeți
doresc să revină la festival. Sunt poeți din China care ne solicită să invităm, din Japonia, din Noua Zeelandă. Iată că distanțele se micșorează când este vorba de poezie și de cultură. Am văzut multe articole publicate, ne-ați prezentat și acest articol care urmează să fie publicat în China. Am văzut articole publicate în Australia, ne-ați vorbit de această experiență cubanesc, deci pretutindeni. Este un pașaport cultural pe care și dumneavoastră, dar și cei care promovează cultura română în lume, îl oferă oficialităților, pentru că a deschide, cred că unii dintre noi am înțeles acest lucru, a deschide uși diplomatice, este cel mai îndemână să o faci prin cultură, prin poezie, prin literatură. Așa este și trebuie să mulțumesc și pe această cale fostei primărițe, doamna Lia Olguța Vasilescu, care până anul trecut ne-a ajutat și moral, dar și financiar, cât de cât financiar, și sper că și actualul primar o să aibă o deschidere mult mai importantă față de acest eveniment. Dar subliniez încă o dată faptul că așteptăm universitatea, așteptăm revista Ramuri, membrii Uniunii Scriitorilor din Craiova să participe, pentru că suntem mult mai puternici dacă suntem uniți și avem același glas. O să vorbim și despre cei mai tineri. Sunt convins că acest interviu va fi urmărit și de către tineri care aspiră la acest univers al poeziei, de tineri care poate au fugit de poezie din cauza manualelor sau ce li s-a mai spus la orele de română, așa făcute poate neatractive din cauza programei. Care credeți că ar trebui să fie mesajul nostru al scriitorilor pentru tineri, pentru a-i readuce spre poezie? În primul rând trebuie să citească poezie, apoi să participe la aceste manifestări, pentru că au ce să învețe, pot să aibă contacte fructuoase cu mari creatori, pentru că noi invităm în special cei mai importanti scriitori ai momentului. Pot să colaboreze, pot să publice. Este nevoie de ei, este mare nevoie. Noi am făcut un experiment, de exemplu, am ales traducători dintre elevii liceilor din Craiova și vă spun cu toată bucuria că s-au achitat de o datorie extraordinară, cea de tălmaci ai alegândurilor și impresiilor poeților. Aceste nume au fost apreciate. Ei sunt în special de la liceul Carol și vom apela la ei în continuare. Dar trebuie, așa cum a spus, să invităm și tinerii scriitori. Poate unii n-au publicat încă cărți, dar s-au făcut remarcați în publicațiile de specialitate și în primul rând ei trebuie să participe și îi invităm, cum îi invit pe toți poeții din Craiova să participe la ediția din septembrie, unde deja și-au anunțat participarea poeți din Peru, din Macedonia, din Serbia, din Croația, din Kurdistan, din Slovenia, Ungaria, dar și din Noua Zeelandă, Irlanda, America, Canada, Ucraina. Sunt deja 25 de poeți care până astăzi ne-au scris că vor participa și ne-au și trimis materiale pentru antologie. Fără a-mi asuma ceea ce nu pot să-mi asum, fac totuși mea culpa din partea jurnaliștilor craioveni. Sper ca măcar această ediție să beneficieze și de o reflectare pe măsura anvergurii internaționale și a invitațiilor, a valorii invitațiilor. Sper să aibă această ediție din septembrie a Festivalului Mondial de Poezie Mihai Eminescu și o cronică video, pentru că este important să transmitem și pe această cale semnificațiile evenimentului.
să rămână mărturii video, pentru că sunt recitaluri importante și lucrurile frumoase pe care le faceți. Da. În finalul dialogului nostru, evident, lăsând un final deschis, pentru că îmi face plăcere să cred că ne vom reîntâlni și în acest spațiu și mereu împreună în tot ce facem în poezie. O să vă întreb, sunt antologiile pe care le-ați publicat, sunt materialele pe care le-ați publicat. V-ați gândit să realizați și o bibliotecă a festivalului, o bibliotecă Mihai Eminescu, găzduită poate de o instituție din Craiova? A spus punctul pe ei. În primul rând, mi-ar face o mare bucurie și aș fi foarte ajutat în demersul nostru de a primi din partea telespectatorilor dumneavoastră sugestii și propuneri în legătură cu ediția din septembrie. Poate că ar trebui să ne gândim și la alte aspecte privind manifestările acestui festival. Să mergem nu numai în licee. De exemplu, n-am fost la universitate. N-am fost pentru că universitatea deschide cursurile la 1 octombrie. Poate că Teatrul Național din Craiova ar trebui să găzduiască o astfel de manifestare. Poate că ar fi binevenit un spectacol de muzică populară românească. Sunt foarte mulți scriitori îndrăgostiți de muzica românească, nu numai de poezie. Poate că ar trebui să avem aceste recitaluri în noul teatru de vară din parc. Așa că vă rog și pe dumneavoastră, în loc și pe telespectatori, să ne dea sugestii și cu siguranță că vom ține cont de ele. Spuneați de o bibliotecă. Sigur, avem atâtea materiale, dar nu avem unde să le etalăm, pentru că nu avem încă un spațiu destinat academiei noastre. Noi am făcut demersuri încă din 95 către primărie, către Consiliul Județean. Mi s-a spus că nu au posibilități să ne dea o cameră. Sigur, pentru partide există case, există tot felul de posibilități. Pentru cultură se pare că trebuie să mai așteptăm. Așa că aviz celor care ar trebui să vină în ajutorul nostru. Mulțumesc pentru acest interviu și ne vom reîntâlni cu siguranță în acest spațiu al literaturii și poeziei. Și eu vă mulțumesc pentru faptul că aveți această plecare către cultură și în special către poezie și sunteți invitatul nostru special în septembrie la festival.